Suspendat și amendat. Așa termină sezonul Florin Prunea, managerul sportiv al Astrei. El a fost suspendat 2 luni și amendat cu 2.300 de lei de către Comisia de Disciplină a Ligii. Pedepsa îi se trage de la partida cu FC Vaslui. Managerul a alergat pe teren după ce echipa sa egalase Vasluiul în prelungiri. La final, Prunea și-a recunoscut vina și era convins că va fi sancționat de Liga Profesionistă de Fotbal. Astfel, fostul internațional a fost spectator aseară la partida de la Urziceni și nici în ultima etapă, Prunea nu va fi pe bancă alături de Selimeș. El va lipsi tocmai într-un meci cu Oțelul, partida ce poate stabili noua campioană a României.